Vă așteptăm la marș, mâine. Cum au reacționat minoritățile la mesajul vostru? Oamenii au reacționat pozitiv. Nici tot măsă reacționez într-o zi de sărbătoare. I-am invitat la marș. Am avut plăcerea să ne întâlnim și cu opozanții noștri din cele în Formozaul, cu alți membri ai PSD-ului, pe care tot iarăși i-am invitat la marș. Mesajul nostru a fost unul foarte simplu. Dacă tot ne-am născut în aceeași țară, ar fi bine să trăim în continuare în aceeași țară. Și dacă avem posibilitatea să trăim într-o țară mai bună, într-o țară mai mare, într-o țară mai prosperă, de ce să nu facem asta prin reunire cu România, ca să intrăm cu toții, români, găgăuzi, bulgari, evrei, romi, ruși, să intrăm cu toții în marea familie europeană. Dar ați avut vreo reacție din partea unor, au spus vor veni, nu vor veni? Unii au spus că vor veni, unii au spus că nu ar fi de acord cu mesajul nostru, e și normal să nu ne reacționeze în mod diferit.